De ce n-ajung banii? Pentru fură prea mulți și prea mult? În primul rând pentru că guvernul nu se uită la lege. În lege scrie clar 6% pentru educație. De la asta trebuie pornit. În lege scrie clar autostrada Iași-Târgu Mureș trebuie finanțată. De la asta trebuie pornit. Dânsii tot invocă decizia ale CEDO de 2 ani de zile ca pretexte pentru a elibera infractori din închisori, dar nu vedem de 2 ani de zile cum rezolvă odată pentru totdeauna condițiile din închisorile din România. Aceste lucruri ar trebui să fie la baza construcției bugetului și investițiile, nu bani pentru pirere relații și cunoștințe, nu bani pentru tot felul de fantasmagorii bugetare, precum programul Growth sau PNDL-ul în care se construiesc tot felul de lucruri pe care doamna Olia Olguța Vasilescu le vede, dar ele nu există în realitate.